Gata, am făcut-o. Da? Merge, băț. Ia. Sper că nu se mai strică. Nu, nu, am pus aia invers și... Zău? Hai că mă grăbesc. Bine. Să rămână. Ai grijă de tine. Pa! Șeful, ați plătit ceva? Te bag în măta! Paștele, mătii!
cauți tu acolo? Pe tăticu. Ia uite-l, mă, pe ăsta cât s-a făcut. Pe ăsta nu ți-l dau. L-am luat pentru crescătorie. Că fac crescătorie aici, în spate. Eu îl caut pe tăticu. E îngropat aici și nu știu unde. Vrei să te arăt? Da. Mi-a furat bani. Scura, mătii de curvă nenorocită. Nu te prind eu, mă. Te... Zeu, mătii de... Alo, da, eu sunt. Hai, hai, tăticu, ieși din mormânt și zic că nici de asta nu sunt sare. Dumnezeu să-l ierte. Să-l ierte, Dumnezeu. Ce fun, nici nu te-am întrebat. Îți dau un pește? Ce? Pește, uite, am dăștea de baltă, proaspeți, caraj, bibani. Nu, nu, nu. O icoană sfințită de la Cernica? Nu. Niște mir? Nu vreau. Pește? Nu vreau, măi, omule. Tăticul tău cumpăra tot timpul de la mine pește. Tăticul nu mânca pește. Păi și ce făcea cu el? Probabil îl confund cu cineva. Nu știu ce face. Se poate. Dar nu, nu cred. Eu știu când pierd un client, că se simte la buget. Înainte, eu fumam viceroi. Și acum fumez de-astea moldovenești. Adică mai ieftine, deci se simte la buget. Dar nu vrei două garoafe să... Nu vreau, mă, omule, lasă-mă în pace, vă, te rog eu frumos. Să-i pui două garoafe, lui Gigi, pe mormânt. Bine, mă, dau două garoafe. Cât vrei pe el? A, nu, nimic, dar să-i pui așa, lui Gigi. Hai de 5 lei, să nu dai pomana de pomană, că nu e bine. Uite, numai așa. Mă duc la magazin și schimb. Și mă aștepți? Normal că te aștept. Ce, plec? Să-ți dau 100 de lei pe două garoafe? Nu, mă întorc. Hai. Da, păi, vin. Sunt la tăticul la mormânt. Da, vin. Păi, unde te duci? Ce faci acolo? Stai, 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 nu te duci nicăieri, nu pleca nicăieri, că vin. Vin repede. Vin, vin, vin. Unde te duci, șeful? Mă grăbesc. Păi și restul? N-am ajuns să schimb. Mă întorc. Aici mă găsești. Stai liniște, te găsesc eu. Vecinei!
Vecinei! Hai la o țuică! Lasă lopata aia, că oricum vine ploaia! Ce? Hai că vreau să vorbesc cu tine la o țuică. Intru în tură, mă. Păi, despre asta vreau să vorbim. Hai, te rog! Hai până la mine, hai! Garoafe, mă? M-am grăbit. Ce-am mis să nu vii după mine? Păi de ce? Păi... nu-mi plac despărțit. Apuiuz, mă, ce s-a întâmplat? Nimic. Și atunci? Cum și atunci, băbăt foi, mă? Păi stai bă necazul, mă, că n-ai făcut nimic, mă, de când ai ieșit, mă. Ți-am zis să-ți găsești de lucru, n-ai găsit. Ți-am zis să mă duci la agenție la București, nu m-ai dus. Ți-am zis să mă iei de nevastă. Uite, asta e o promisiune pe care am ținut-o. Era aici, mă, stai. Aici era. A căzut, prietena. Păi era aici. Bă, tu faci mișto de mine? Nu, mă, nu, mă. Cum să fac mișto, mă? L-aveam. Aveam. Dar la mine. Stai că ți-l dau mai încolo. Nici să nu te gândești. Dar ce, mă? Dar ce, eu-s proasta satului, mă, spătaia ta de joc, mă? Fără inel nici nu vreau să te văd, mă. Eu te iubesc și cu inel și fără, mă, pui, mă. Despre asta crezi, mă, tu că e vorba aici, mă, despre iubire, mă? Inel e o garanție, bă, băule, mă, e un depozit, bă, e un avans. În caz că te răzgândești și mă faci de râs în sat, măcar rămân dreacu cu inelul. Știu unde e. Mă duc să-l aduc. Când trebuia să trimiți banii ăștia? Azi. Și altă ziua mâine. Eu n-am de unde să-ți dau atâția bani până mâine. Păi, nimeni nu ți-a încerut. Și ce o să faci? Eu? Nimic. Am să te rog pe tine să... Sunt sigur că i-ai luat. Eu aveam un torpedo. Păi de ce nu te duci tu să iei? Chestia e că dacă mă duc la ea la poartă și mă vede careva... Începe nevastmea cu întrebările și știi cum e nevastmea. Și iar mă alergă cu Ligianu. Te rog, du-te tu la ea la poartă. Și iei bani. Și cum o să fac? Ajung acolo, o văd, îi cer banii și-a mii, dă? Intri puțin în ea și o să-ți dea. Romire, m-am săturat să strâng după tine. Băi, gândește-te. Am pierdut banii statului. O să fac anchetă. Rămân fără muncă. Fără pensie. Te rog, mă lăsa acum, că e cel mai greu. Oh.
Bine. Mă duc. Nu, nu, să te pup. Nu să te pup. Treci, Găuț. Hău, să trăiți. Ce faci? Da, pace. Acasă-i fata, nu-i să vină un pic? Nu-i acasă. E acasă? Da. A ce știi de ea? Nimic. Și-o lua valiza și-o plecat. Bine, ha. Să-l tată. Să trăiți. Să rămână. Cumva o domnișoară așa, domniță de cu asta pe o sacoșică, nu? Nu am văzut nicio domnișoară. Nu. Da, trei la gădie. La cinci. La cinci. Mulțumesc.
Zi. Păi nu mă, te-mi lăsa. Sunt cu o treabă. Vin acum. Doamna, aveți să-mi schimbați și mie 100 de lei? Ți-ar 100 de lei să-ți fie. Pleacă-mă de aici, mă, că n-am. Lucrezi aici? Da. Păi când te-ai eliberat? Două luni? Săptămâni. Două săptămâni și ți-ai și găsit serviciu așa repede. Da, bravo! Da. Norocul. Păi chiar că ești norocos. Alții ca tine ies de acolo, nu-și găsesc de lucru, fac ce fac și tot înapoi se duc. N-am ambiție. Eu am zis, ies și mă fac om. Și te-ai făcut? Să știi că și eu am contribuit la treaba asta. Da? Păi da. Mi-a spus domnul Marina, angajează domnule un om să avem și noi un stop aici, în comuna asta. Ultimul om știi ce a făcut? Nu. A fugit cu banii. Ce lume rea. Și să nu zică el nimic. Să mă trezesc cu tine aici în casă. În casă? Da, mă rog, vorba vine. Aici. Ce te uiți așa ciudat? Nu mă cunoști? Mâine sus. Păi mă, Bătfoi, ce mama n-ai bine? Uite, am arestat acum 2 ani. N-am cum să uit chestia asta. E fost primul și ultimul meu caz adevărat. De atunci, n-am mai scos armă. Știu cum să spun că am o problemă cu doamna. Adică nu am o problemă. Ea are o problemă. Nici ea nu are o problemă, doar că na, e ceva natural, e normal. Cu neamărin aveam un semn și înțelegeam. Pac. Patru? Patru. Picături absorbante de 4 picături. Băi, ce tare ești. Parcă ești în desene animate. Dacă ți-i rupi pianul de la spate, îl scoți? Pianul nu mai avem, s-a vândut. N-ai mai mici? Nu. Păi n-am să-ți dau rest. Dar cât ai? 70. 70. Astea sunt 6 lei. Deci trebuie să cumpăr ceva de 24 de lei, nu?
Iai. Și dăm două chipsuri. Gumă? $18.50. O cola? Mică? Mare? $11. Două ciucaș. La jumate. Și cu ce fac? Că n-am mai am de pungă. Punga ți-o dau eu cadou. Ești drăguț. Berile lasă-le pe masă. Păi nu. Nu desfaci? Nu că... Că nu dacă-s nou... Ce? Nu știu, n-ai desfăcător? Da. Mă, n-ai, uite cât ai acolo. Uite, sunt o grămadă. Neamărin face colecție. Nu bei și cu mine o bere? Nu, că sunt timpul serviciului. Cum să beau? Hai că ești simpatic. Păi ce, Neamărin nu bea cu noi toată ziua? Cred că cea mai mare vânzare și-a făcut-o el lui. Vrei să-l sun? Să-l lase să bei o bere cu mine? Nu. Că îl sun acum? Nu, că mi-a zis, bea cât vrei. Da, să-ți faci treaba. Da, asta e vorba al Neamărin. Bea cât vrei, dar să-ți faci treaba. Da. Hai. Bem? Și doamna? Ce treabă ai, mă, tu cu doamna? Îmi faci program acum sau ce? Băi, am glumit. Ce naibai cu tine? Cum te iau un pic mai tare, cum te iau transpirațiile? Las-o pe doamna. Doamna are tot ce trebuie. De obicei nu-i fac cumpărăturile, dar azi... Noroc că am văzut mișcare la fereastră, că altfel nu intram. Norocul meu. Da. Mă duc la veciu. Stai tu aici până mă întorc? Poate vine cineva? Stai liniștit. Poliția română veghează pentru tine. Ce faci? Mă duc la veciu. Pe acolo? De când muncești tu mai aici? De când am venit eu? M-am încurcat. Stai că vin și eu. Unde? La veciu, mergem amândoi, chiar băieții. Cum să mergem amândoi la veciu? Așa merg fetele. Eu nu las barul de izbeliște. Pe aici, la pomezi, eu nu se fură. Eu zic să te duci tu, primul, că la mine durează mai mult. Eu știu ce se întâmplă aici. E prima ta zi și nu ai chef de... chefli. Te las. Să te obișnuiești cu viața de om cinstit. Thank you.
Iubita, vii puțin, te rog. Opa! De unde știu eu pe tine, mă? A? Eu lucrez. Tu? Eu... Ce faci, mă filmezi? Nu. Cum nu? Bă, tu te știi cu fata asta? Da, i-am cerut. Dar tot de unde te știi? Ați fost în cârdășie, firațeai dracului de jigotii care sunteți. Hai, du-mă la ea. Du-mă la ea, că dacă nu te duc la secție și te umflu, nu mă plictisesc, ai auzit? Hai, du-mă la tat! Mișcă-te! Că a plecat curva dracului, băga mea și... Nu, că e aici, mi-a dat mesaj. Să nu-i faci rău, șefule, te rog eu frumos, să nu-i faci rău. Băi, e un loc cu tămă urgantă, mine s-o calcă în picioare. Da, dar e mică și așa nu știe cum e. Mă, taci, mă, de gură, că te va până-mi clău prostia din cap. Zi-vă unde sunt banii mei. Ha? În geantă. Lipsește 10 lei. I-am luat mâncare. De 10 lei? Ce dracu se luate, Eugenie? Și o apă. Da, ți-mă la aia? Că ieftin, a? Nu, șef. E, nu. Vă zic eu că de-aia. Că e curvă ieftină și proastă. A vrut să mă faceți de râs? Hai, zi după mine. E curvă ieftină și... Nu pot să zici, șef, nu pot. Zi, mă, n-auzi. Repetă după mine. Că e? Cum? Zi, mă, n-auzi. Curvă. A? Ieftină. Și? 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 A? Prost. Prost. Paștele mamei voastre.
Mă, păi eu îți mulțumesc. Eu tot pentru tine am făcut ce am făcut, măi. Și eu vreau să fi răpuși căriajor din oricu ziua și minutul când ai pus ochii cu mine. Asta-i frumos să vezi, asta-i frumos, că nu mai am inimă, că depind de tine, mă. Mă duc pe centură și tot fac rost de bani și pleci și scap, dracu, de tine și de satul ăsta, minorul știți, eu mă lua de pe mine! Am bani, mă, puiuț, am bani. Mă, mai e un tren, mă, la ora 5, mă. Dacă nu mă urci în ăla, mă, nu mă mai vezi în viața ta, mă. Pui piciorul, îți promit eu, să vezi. Frumos la început, când ne-am iubit atât de mult, aș vrea să cred că tu glumești când spui că nu mă mai iubești. Când o să vezi că nu mai pot de dorul tău să nu mă lași viața mea. Îți amintești când ne-am iubit și-am suferit, că n-a fost greu iubirea mea. Îți pare rău că m-ai rănit. Tu știi ce mult noi ne-am iubit. Te văd cu ochii nelăcrimați, vrei să rămânem ca doi frați. Îți pare rău că m-ai rănit. Tu știi ce mult noi ne-am iubit. Te văd cu ochii nelăcrimați, vrei să rămânem ca doi frați. Când o să vezi că nu mai pot de durul tău să nu mă lași iubirea mea. Ia uite, ia uite! Ia! Ia! Hai să bem! Ce prost ești, mă, când bei! Ziua pe aia care îmi place mie. Care? Cu Luna. Dacă mă iubești... Doi, ca soarele și luna. Pentru toți colegii care sunt la serviciu acum, hey! Hey! Da, puiut. Păi, ce faci, mă? A rezolvat cu banii? Păi, normal că am rezolvat. Bineînțeles că am rezolvat. Avem bani și plecăm împreună la București.
Aduci niște absorbante de alea cu patru picături. Știi de care? Bă, cu patru să fie, să nu te prind cu altceva. Hai, grăbește doar dacă te aștepți aici la gară. Bună ziua. Bună ziua. Ce, mă? Cine mai e acolo? Cine mai e acolo? Te duci la amantă, mă, să faci rost de bani, mă? Cum să zic că mie bună ziua dacă mi-e amantă? Cum să fie amanta mea? Du-te, mă, de aici, mă, de mincinos, ordinar, ce ești? Spune-mi, te rog, unde ții prezervativele? Ce-a făcut, mă? Hai, mă, ești amanta ta, mă. Nu, e o doamnă care nici nu mă cunoaște, nu o cunosc. Ea crede că eu lucrez aici. Puiul. Și nu lucrezi aici? Ba da, cum să nu lucrez aici? Vă servesc cu ceva? Un coniac. Păi mai devreme vroiați prezervative. Mai devreme vorbeai cu nevastă-ta. Acum nu mai are niciun haz. Ce glumă e asta? Nu e nicio glumă, mă vezi că râd? Sper să mergi acasă și să-ți găsești bagajele pe prag. Să ajungi pe străzi și să mori în șanț ca un câine. Ce ai făcut, mă, bâtfoi? Ai supărat-o pe doamna? Nu. Cu ce v-a supărat infractorul ăsta, doamna? Eu nici nu o cunosc, măcar. Are dreptate, nu m-a supărat el. Am o problemă cu genul lui de oameni. Care gen? Masculin. Haide să vorbesc cu ea. N-ai tu nicio vină că te-ai născut bărbat. Vă rog să rezolvați situația. Promit că rezolv. Ascultă aici, Panorama. Să nu te mai prind că-l sun pe bărbatul meu, că-ți mulg părul din cap, ai auzit? Alo, Puiuț! 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 A închis. Bun, am rezolvat. Ce ai rezolvat? Am salvat-o. Eu te strâng de gât. Te strâng de gât! Ce faci, mă, bătfoi? Ce faci, mă, bătfoi? Așa te comporți tu cu o doamnă? Asta e Satana. Nu vezi că are ochii la de soare ca să nu se topească de la lumină? Eu văd doar că doamna este puțin supărată și dacă i-ai oferi o băutură, poate se mai relaxează puțin și rezolvă această confuzie. Ce să fie, doamnă? Un coniac călduț cu boabe de cafea. Coniac cald cu boabe de cafea să bei acolo unde stai tu în hotelurile alea scumpe. Hai, termină, că nu stau mult. Aștept pe cineva, trebuie să vină imediat. Bâtfoi, prietene. Coniac grece. Cafea să-ți faci acasă, că n-avem. Avem, mă, și noi cafea. Acum lucrezi și tu aici? Băiatul ăsta habar nu are de nimic. Ia, băi, gata, băi, i-am închis, gata, ia plecați, lăsați-mă cu mine, băi. Cum să închizi, mă? Uite, închid, ce? Închizi la non-stop. Închid, da. Și ce o să-i spui, mă, lui Neamărin, dacă închizi? Cum ce o să-i spun? Îmi spun ce să-mi taie din salariu să facă ce vrea, că eu am o problemă în familie. Ce problemă de familie? Uite asta, o vezi? Asta. Uh-huh. O iau de poș și o duc în genunchi la iubita mea să-și ceară scuze. Ce să fac? Vine coniacul. Ia mai zi o dată. Te iau de păr și te duc la prietena mea în genunchi ca să-ți cer iertare. Bâtfoi, ai întrecut măsura. Păi, frate, toți aveți pistoale aici, ca în Texas. Tu cu cine crezi că vorbești? Vrei să spun și scorțișoară în coniac? Da, te rog. Ai piedica pusă. Vrei și nucșoară în coniac? Ai încercat cu nucșoară vreodată? Nu, și nu vreau să experimentez chestii noi azi. Măi, omule, de ce nu arestez? Că ești polițist. Dacă o arestez acum, nu e mare fâs, pentru că e doar tentativă. Dar dacă o lasă, te omoare mai întâi. E altceva. Ajung și eu la știrile locale, apoi județene, și dacă nu dau ăștia vreo ordonanță de urgență, poate am loc la știrile naționale. Doamna? Mai înainte voiai să mă târăști de păr și acum mă domnești? Trebuia să spună, domnișoară? A fost o glumă proastă. Voiam doar să știu unde ne situăm astăzi. Ești bună să spui cum te cheamă? Livia. Ai văzut, mă, bâtfoi, cât aduce vorba dulce? Livia, te rog frumos să mă ierți. Am greșit că eram nervos. Dar să știi că eu am vrut
S-o cer de nevastă pe fata aia astăzi. Arată-mi inelul. Poftim? Inelul, ai zis că vrei să te însori cu ea, arată-mi inelul. Da, n-am. N-ai? Nu. A, m-ai mințit. Nu, l-am pierdut. L-ai pierdut? Da. Ce scuză bună. Ai zis că o iubești pe fata asta de când sunteți voi împreună? De 2 ani. Uite așa mor tu ca prostul, mă. Cum mă de 2 ani? Când tu te-ai eliberat de 2 săptămâni, de asta? De 2 ani, pentru că eu am fost coleg de celulă cu fratele ei. Și ea venea la el la vorbitor și eu am văzut-o și ea m-a văzut și el mi-a zis... Mi-a zis că ea mă iubește din liceu. Ai înșelat-o? Nu, că de-abia m-am eliberat. Dă-mi telefonul. Stai jos cu mâinile pe masă. Eu? Da, tu. Stai jos pe scaun. Știi ce? Stai acolo, că mai vine. Ai parolă la telefon. Ce parolă ai? Am pula mică. Ce ai? Nu e mică, e mare, e medie. Cum, ai parolă la telefon, am pula mică? Da, nu e, e medie, nu e mică, dar am un nepot care și-a bătut joc de mine și mi-a pus parola asta că i-am vândut PlayStation-ul și acum a rămas cu... Pula mică. E mare. Mersi. Parola, nu încape. Am pula mică legată, fără spații. Cine e puiuț? Iubita mea. E frumoasă. Da. Paula, cine este? O clientă. Ah. Ia uzi aici, Cică. A fost mult mai bine cu cracii în sus. Te pup dulce. Pot să-ți explic. Paula e o fată care e croitoreasă și care are o mașină de cusut electric. Mie îmi place să repar motoare electrice de când eram mic. Eram foarte îndemnatic. Mașina ei agață ața și rupe materialul. Mama avea o mașină de cusut identică și știu care e problema. Aceste mașini au 2 papuci cu niște craci în jos, care se uzează în timp și nu se găsesc. Și atunci eu am toți papucii cu craci în sus și nu se rupe ața. Meriți un premiu pentru inventică, mă. Te pup dulce? Păi dacă așa vorbește ea. Hai să sunăm. Păi, omule, tu vrei să mă vezi mort? Altă treabă n-ai? S-o sunăm. Dacă spune că te pupă dulce, te-ai scos. Adică viața mea atârnă de cum răspunde femeia asta la telefon? Ai spus că așa vorbește ea sau ce, m-ai mințit? Nu, că eu nu mint. Vezi că am apelat. Nu răspunde. Răbdare. Da. Paula, sunt eu, Nicu. Te sun într-o problemă de viață și de moarte. Mai ții minte mașina aia de cusut cu craci în sus pe care ți-am adus-o? Da, așa. Merge? Nu știu, că trag la cealaltă acum. Poți să te rog ceva? Poți să-mi o dai împrumut? Pe bune, bătfoia asta e o glumă proastă, să mor eu. Bine, bine, vorbim. Te pup! Hai, hai, bine, pa! Eu n-am auzit te pup dulce. Nici eu. Să mai sunăm o dată. Da? Paula? Tot eu sunt, Nicu. Te-am sunat să te rog ceva, dacă se poate, să mă ajut cu... Ai nevoie de bani, nu? Da, bani. Vreau să o cer pe Alina și... Să o cer, adică de nevastă? Da. Se fac 2 ani de când ne cunoaștem și vreau să o cer de nevastă. Asta e super drăguț. Și eu cu ce pot să te ajut? Înțeles, bine. Mă înșel cu asta. Sună, nu răspunzi? Doamnă, am
am înțeles. Ești nervoasă și supărată și vrei să te răzbun pe mine, că asemăn cu bărbatul la freză, la mers, la ciofi. Dar de ce nu te gândești? De ce nu te gândești? De ce vrei să mă omor pe mine pentru un bou? Ai fost vreodată la pușcărie? Ai fost? Crezi că știi cum e acolo? Crezi că la pușcărie e ca în filme cu gardieni care sunt bune? Nu. Nu! La pușcărie îți bagă cuțitul pe la spate, că nu te aștepți. Așa, neînsenin sau fără motiv. Ești o scârbă. Și mereți să fii acolo. Ce să zic? Te-am și la bărbat. Cum te mai duci tu acum la coafor să te întâlnești cu fufelele? Cum să te duci tu în mol cu capul plecat? Ca să-ți umpli sufletul gol cu haine, genți, unghii făcute? Te-am și la bărbatul că ești o pațachină de doi bani? Care umblă cu ochelari de 500 de lei în baruri ieftine. N-ai suflet și îți place să chinui oameni. Îți cer scuze acum. Pușcăriaș nenorocit. Pușcăriaș nenorocit? Da. Asta care a vrut să omoare ce? Asta are un nume. Cer scuze. Îmi cer scuze. Îți bagi joc de mine? Te rog frumos să mă ierți. Nu știu nimic despre tine și mă grăbesc să te judec. Nu știu nimic despre tine și mă grăbesc să te judec. Lasă-l în pace, are dreptate. Sunt o fițipancă. Eu am zis pațachină, nu-mi pune vorbe în gură. Bufoi. Cea mai proastă din toate proastele de pe lume sunt eu. Nu e adevărat. Tu ești doar obosită. Tu ce faci acum? Te dai la mine? Am vrut să te consolez. De ce? Sincer, nici eu nu știu de ce dracu mai fac asta. E un fetiș de-al tău? Te excită femeile neconsolate? Nu. O faci din milă? În niciun caz. Aia, doar ca să mă bagi în pat. Ai nebună. Nebună e măta. Ți-am zis să nu mai vorbești așa? Tu nu ești însurat? Ba da. Și jumătate din timp sunt chiar fericit. Și cealaltă jumătate? Cealaltă jumătate e noapte. Îți iubești nevasta? N-ai idee cât de mult. Ai mințit-o vreodată? Risc să mă împuști. Nu mai împuști pe nimeni. N-are rost. O mint în fiecare zi. Păi dacă o iubești, de ce o minți? O mint pentru că o iubesc. Asta nu există. Hai să fii surprinsă. Va trebui să-mi explici. Și pentru asta am nevoie să-mi reîncălzești cuniacul. Du-te, ce te uiți așa? Las că merg eu. Să pui și nucșoara, data trecută ai spus că nu pui și ai pus. De ce nu l-am pus și că am mințit de bărbat? Mi-a plăcut. Vezi, a fost o minciună bună. A, la genul ăsta de minciuni te referi. Și la ăsta. Mai întâi eu. De ce? Încă n-am încredere în tine. Daniela, ai încredere că își minte soția în fiecare zi? Tu ai ceva de ascuns și vreau să înțeleg ce. Ia să vedem ce mesaje ai primit și de la cine. Ai parolă? Da. Care e? S-a zis acum 5 minute. Dacă îi place să o audă, eu mai spui o dată. Am pula mică.
Apreciez sinceritatea. Te întreabă puiuț ce dracu ai făcut cu aia. Așa vă învață pe acolo la școala de poliție să glumiți? Nu. De acolo ne învață să dăm cu pulanul. Vrei să arăt? Nu, că știu. Cu investigațiile și interogatorile nu prea vă obosiți acolo, nu? Ai zis ceva? Da, nu s-a auzit? Te întreabă puiuț dacă ai rezolvat cu aia. S-a auzit, dar am avut impresia că faci mișto de mine, așa-i? Nu. Vorbesc serios. Te-ai lăudat că m-ai arestat. Mai știi de ce? Da. De ce? Furt. Mai știi ce am furat? Bijuterii. De la cine? De la un vecin l-ai furat. Te faci că n-auzi? Te-am întrebat cine e aia. Știi cum îl cheamă? Nu. Bătfoi îl cheamă. Și nu era vecin, era un unchi. Tu m-ai arestat fără să mă întreb nimic. Hai că-ți dau niște răspunsuri acum. Eu n-am furat. Venisem să-mi iau bijuteriile înapoi, care erau moștenire de familie de la bunica, pentru tata. Ca să nu le beau încă într-o săptămână. Deci măcar nu te simt chisit să mă întreb ceva. A intrat acolo ca Charles Bronson și m-ai arestat. Ai o dovadă că ce zici e adevărat? Nu. Deci nu ai nici acum așa cum n-ai avut nici acum 2 ani. 2 ani de pușcărie pe degeaba și ție ți arde de glume. Nu glumesc. Mă vezi că râd? Legea e lege. Nu mă interesează ce și cum s-a întâmplat. Te-am prins acolo, eram obligat să te arestez. Restul rezolvi în instanță. Te-am întrebat cine e aia? Nu acum, iubita, te rog, taci un pic. Cum ai zis? Am zis iubita. Așa să vorbești cu fetele din satul tău, prietene. Iartă-mă. Așa vorbesc eu când vorbesc curat. Când țipi la femei. Iartă-mă, am spus, iartă-mă. Lasă-mă să rezolv problema cu omul ăsta care se crede un sfânt. Care este un martir care a stat degeaba în pușcărie 2 ani de zile în loc să vindece bolnavii de ciumă. Tu mie nu-mi spui iubita, păpușe, sau ce-ți mai trece ție prin capul ăla plin de țărână de pe ulița pe care ai crescut cu mult și pe piept, ai înțeles? Pe mine să mă respecti. Mă duc să fumez o țigară. Tot nu mi-a răspuns cine e aia. Ăia, cu căciuliță în pana mea. E vorba de niște bani pe care trebuie să -i primesc. Iar încerci? Ce încerc? Tu chiar mă crezi proastă? Crezi că nu știu ce faci? Ce fac? Prima oară m-am făcut că nu văd, dar acum chiar întregi măsura. Să știi că am văzut mulți de ăștia ca tine. Ai impresia că dacă ești ospătar prost, eu mă supăr și plec și gata, ai scăpat. Chiar sunt ospătar prost. E prima mea zi aici. Hai, lasă vrăjala și tu și mai de mână. Thank you.
Să-ți bucură, vedeți ce mereu cu veselie. Dacă îți face rău, de ce nu te lași? Pentru că... Nu te obosi, e un banc. Ăla cu scheletul? Da, îl știi. Uh-huh. Mi-l spunea bărbatul meu de câte ori își aprindea o țigară. Ce faci, mă, bătfoi? Te grăbești undeva? Și? Îți mai spune soțul bancul? Nu va mai avea ocazia. De ce? Se lasă de fumat? Nu. Mă las eu de el. Ai pierdut ceva? De ce ziceai că te lași? De bărbat, să zicea că se lasă. Asta era evident de când a intrat pe ușă. Pot să te întreb de ce? Da. La fel ca fumatul îmi face rău. Mai exact? Mai exact, uite. Nu înțeleg. A dat în mine. Ei, nu se poate. Cum adică să te întâlnim? Păi ce, suntem pe vremea lui tataia? Când femeia era bună ca fasolea bătută? Inadmisibil așa ceva. Păi mai înainte nu voiai să o strângi de gât, mă? E altceva, cu totul altceva. Deci o femeie nu trebuie să treacă prin ce a trecut ea. Așa e, nu trebuie. Și nu mai zic că dacă faci ceva, îți faci un bine acum. Și faci un bine și altor femei. Cum? Da, uite. Poliția, e aici. E de mână și mergeți la secție. Faceți analizele medicinale? Medico-legale. Așa, medico-legale. Aoleu, ce noroc a dat peste mine. Pot să mă duc la un polițist. Să-i spun că bărbatul meu, care e tot polițist, mă bate. Poftim. Pam, pam. Pam, pam. Stai acolo și zici pam, pam. Păi ce vrei să fac? Ai aici așa frumusețe de femeie, bătută de... abuzată de un... Un neandertalian. Da, o brută. Și tu stai și faci mișto. Poate că și doamna exagerează puțin. Chiar așa? Adică tu mă faci pe mine mincinoasă?
Am vrut să spun doar că nu se vede. Știi ce? Ia scoate un pic șofoaie. Avem vis temporal? Da. Ce-ar fi să depun eu o plângere pe numele lui bărbatul meu? Ar fi o mare greșeală. Ai stricat tot. Vreau un pic șofoaie imediat. Nu. Nu scrie aici. Să șterge cu ea la fund și o aruncă. Îl iei de mână, te duci la poliție, cer numere de înregistrare și după aia stai liniștită. Asta n-am timp. Păi, acum te grăbești? Aștept pe cineva. Bine, dacă o să vină, o să-i spun să te aștepte aici până te întorci. Hai. Bun, hai la secție. Hai la secție. Eu zic că nu are niciun rost să mai bate în drumul până la secție. O să-ți iau declarația aici și gata. Nu, uite câte ajestea-s mai hos ca noi polițai. Ai fost destul de clar. Număr de înregistrare. Dar dacă ești tu aici, ești martor, nu mai trebuie, înțelegi? Bun. Conform procedurii, trebuie să începem cu o reconstituire, prin care să demonstrăm că rănile suferite de victimă sunt conforme cu plângerea. Da. Eu o să fiu soțul Liviei, iar tu, Bâtfoie, vei fi Livia. Păi de ce nu e ea Livia, că e aici? Pentru că Livia a mai trecut prin trauma asta. Vrei să mai treacă o dată? Dar de ce nu faceți voi asta la secție? Ce rost mai are, mă, să mai facem drumul ăsta până la secție? Tot eu sunt și la secție și aici. Fata are nevoie de mine și e pătura mea, nu? Așteaptă pe cineva, văd că se grăbește. Așa că o să începem reconstituirea aici. Ce ți-a făcut soțul? Mai întâi m-a prins de gât. Așa? Da, așa. Și după aceea, ce a mai făcut bruta? Mi-a dat o palmă. Așa? Sau așa? Exact, așa. Așa? Da, așa, exact. Și după aia? M-a dat cu capul de perete. Ești sigură? Foarte. Cum nu avem pereți conform cu declarația, o să te dau cu capul de masă. Ah. Și? Mai departe, ce a făcut animalul? Mi-a dat cu pumnul. Ce a făcut iubita? Mi-a dat cu pumnul. Unde ți-a dat cu pumnul? Aici. Așa. Ți-a dat o palmă. O singură palmă ți-a dat. O palmă, o viață întreagă și tu asta ai ales să ții minte. O palmă. Dar cum s-a certat cu toți ai lui pentru tine, de ce ai uitat? De ce ai uitat că a luat-o de la zero cu tine și pentru tine? Că a renunțat la toate visele lui ca să le îndeplinească pe ale tale. La florile de la micul dejun, de ce le uiți? La câinii pe care îi adune de pe câmp, pentru că ți-e frică de ei când vii noaptea singură acasă, de ce îi uiți? De ce ai uitat, iubita, că a stat pe casă la minus 27 de grade pe viscol să țină o antenă în mână să vezi tu finala de la patinaj artistic? Cum poți să le uiți pe toate astea și să ții minte o palmă? Mi-a dat cu pumnul. Aici. Minți. Te rog, trezește-te. Ți-a dat o palmă. Îi pare rău. Și oricum a fost prea puțin. A fost un scuipat într-un ocean. Altul te-ar fi călcat în picioare pentru ce ai făcut. Mi-a crescut glicemia. Bâtfoi? Am o trusă cu insulină lângă seif. Adu-o încoace, te rog. Nu acolo, mă, după ușa unde l-ai pus.
lasă-mă pe mine. Trebuie să ies puțin. Da, puiuț. Sunt la magazin cu niște băieți, nu pot să vorbesc. Te sun eu mai târziu. Poftim? Păi... I-am spus, Paulie, pentru că era o situație, dar nu pot să ți-o explic. O să spun când ne întâlnim. Sigur, o să vin să ne întâlnim. Nu pleca nici... Dar eu vreau să-ți explic ca să înțelegi, nu să te... Mă, puiuț, te rog eu frumos să înțelegi că... Da... Puiuț? Ce? M-a părăsit. Hai să fugim. Am bani mulți. Nu se ne găsească niciodată, numai noi doi. Uite, fugim în lume. Altfel o să te omoare. Așa rău e bărbatul tău. Nu-l cunoști. Ce m-am băgat? Gata. Oricum nu mai am nimic de pierdut. Mă arestează oricum. Am aprins la furat. Oricum nu mai am nimic de pierdut. Hai. Să mergem. Plecați undeva? Nu. Uite cum stă treaba, șeful. Noi nu te-am văzut, tu nu ne-ai văzut. Ea nu mai dă declarație împotriva lui bărbatul la poliție, iar eu mă fac că n-am văzut ce e în curte. Și te faci, mă, că ce? Că n-am văzut ce e în groapă. Ce crezi, mă, că e în groapă? Asta zic. Mă fac că n-am văzut. Ce e, mă, în groapă? Vine un coace sărăcie în groapă. Au, mă, ce asta? Lasă-l! Lasă-l! Vino! Șeful, nu mai mă înțeleg. Hai să vezi ce e în groapă. Șeful, nu mai înțeleg. Să-ți arăt eu ce e în groapă. Șeful, nu mai înțeleg. Șura! Șeful, vino după mine. Te pușc! Vino, mă, te pușc, șeful! Eu chiar te pușc! Nu îmi pușc pe nimeni, vino un coace să vezi ce e în groapă. Șeful, te pușc! Hai să-ți arăt, te faci tu că nu știi ce e în grădină. Ce e în grădină, mă? Nu mă interesează. Ce e, mă, în grădină? Nu mă interesează. Eu te pușc! Nu mă interesează. Spune-mă tu ce e în groapă. Ce e, mă? Ce e, mă? Nu pot. Desfă sacul. Nu mă interesează. Desfă sacul că-ți rup gâtul, mă, ca la găină. Hai! Ce e, mă, în sac? Un câine, șeful. Un câine. Sunt câini vagabonzi, băule. Așa e. Așa e, un câine. Lasă-mă să plec, șefule. Îi adun de pe câmp pentru că ei e frică de ei. Te rog, lasă-mă, că nu mai am de ce să mă mai întorc aici. Serios, nu mai vin niciodată. Și așa, lasă-ne pe amândoi să plecăm și toată lumea o să fie fericită. Vrei să fugi cu nevastă mea, mă, buhule? Iubita. L-ai ales pe el? Îl iubesc. Pe cine? Pe tine. Pe mine? Te-a ales pe tine, da. Te-a ales pe tine astăzi, dar se va întoarce la mine, pentru că mereu se întoarce la mine. Nu, ia mâna de acolo.
Ce vrei, mă? Te împușcă. Împușcă. Trage-mă! Am scris acest cântec să-ți amintesc iar și iar cât de mult eu te iubesc. Să nu uiți până diseară. Până diseară. Ce e iubita? Am obosit. Așa. Ești obosit. De ce nu mergi să te culci un pic? Tu nu vii? Ba da. Mai stau 5 minute. 5 minute? 5 minute, promit. Ai văzut, mă? Vreodată o femeie mai frumoasă decât ea. De-aia n-am putut să-i dau drumul niciodată. Femeia asta e mai mult decât frumoasă. Ea îmi frumusețează. Știi vorba aia cu omul sfințește locul? Știi? Ea îl înfrumusețează. Ceea ce e cam tot același lucru. Șefule, ce-i jocul ăsta? Nu e niciun joc. Nu se distrează nimeni. Asta e viața noastră de zi cu zi. Ea e... Nu. Nu e nebună, e doar blocată. Trăiește de 5 ani aceeași zi din viața ei. Când a luat toți banii din casă și a fugit cu amantul. Că amantul a lăsat-o pe marginea șoselei și a fugit cu banii. Visul meu era să avem o casă, roșii în grădină, ardei, un câine prost care să ne strice răsadurile și un copilaș care să iubească atât de mult câinele încât să nu ne lase să-l pedepsim. Dar ea vroia altceva, nu? Da. Ea n-a avut niciodată legătură cu locurile astea. Mie mi-a plăcut întotdeauna pomezeu, locurile de aici, oamenii ăștia frumoși, dar aia nu. Noaptea e un chin pentru mine. Nu știu ce se întâmplă în mintea ei, dar își amintește exact cine sunt și mă părăsește. Vine, plânge și îmi spune că trebuie să mă părăsească pentru că e nefericită. Uneori atâta plânge până adoarme. Și dimineața o luăm de la capăt. Dar astăzi că ai apărut-o, am vrut să văd dacă m-ar alege și pe mine. Și te-a ales pe tine. Eu cred că mă alege pe mine numai când nu are încotro. E blocată, tu ești nebun. Crezi? De ce nu internet?
să internezi și să o las acolo între străini? Oricum, pentru ea tu ești un străin. Nu știe cine ești. Ea nu știe cine sunt, dar eu știu cine e ea. Și faptul că mă alege câteodată înseamnă că undeva acolo mai e o fărâmă de iubire. Te alege pe tine că n-are încotro. Tu ai zis mai devreme. De 5 ani de zile, noaptea nu dorm, ziua nu cred. Am obosit. Poți să te rog ceva? Ce? Ai putea să vii și mâine? Poftim? Vreau să mă aleagă și pe mine măcar o dată. Ești nebun. Zi-o pe aia cu nevasta! Măi, nevastă! Măi, nevastă! Astăzi nu mă duc de acasă! Unde e? Cine? Știi cine? L-ai omorât, așa-i? Te-am văzut. Tu nu suporti să mă vezi fericită, așa că l-ai omorât! Te urăsc. Asta nu mi-ai mai spus-o niciodată. Ce spun acum? Te urăsc din tot sufletul. Iubita, tu ești nefericită. Da. Îmi faci mie insulina, te rog. Sigur. Ești atât de frumoasă. Am uitat de insulină. Îmi faci și mie insulina, te rog. Sigur. Păi, tucule. Ce te-ai face fără mine? Aș muri.
alta. Păi ascultați-mă ce spun, am un șogor plece bun. Când mergem la ore în sat, mândrele pe noi se bat. Șogore, băi, șogore, șogore, ne-mi plac șogorițele. Să le, Doamne, sănătate, șogore, să le șogorim pe toace. Îmi faci și mie insulina, te rog? Da. Da. Ești atât de frumoasă azi. Bătfoi, nu merită. Ce m-a salvat? Alo? Voromir?
Bye.